Ia uzi alta, ci că UE ne va bloca călătorile în străinătate în numele schimbărilor climatice. Ai nebunit? Da! Zic unii că Uniunea Europeană se pregătește să pună cruce domeniului transporturilor civile. Mai exact, ca să înțelegi, frățioare, o să apară un așa zis pașaport de carbon și fiecare cetățean al UE va avea doar o cotă anuală fixă pe cartel. Da, tăticule, fix ca pe vremea lui Ceaușescu. Înainte luam haleala pe cartelă, de acum vom mai putea zbura cu avionul ori merge în concediu la fel. Adică te lea numai pe cartelă, din cauza amprentei de carbon lăsate de România în atmosferă. Opa, nu știam că România s-a transformat în infractor și au trecut deja la amprentarea ei, dar cineva vrea să strice atmosfera românașilor care cu sacoșa de rafie samsonică trecuseră la cucerirea planetei din Moldova în Bali și din Oltenia în Bangkok. Căci samsonica Petre e și numele și renumele turistului român pe glob, fix din cauza sacoșelor cu care poluează aeroporturile lumii, cărând în ele salata de beof și cozonacul de paște, de la cercul arctic și până la piramide, să le facă poftă lui al de Cheops și Nabucodonosor, care a fost un fel de primar la Cairo, cum e azi Nabucodonosor Dan, la București. Sincer, mai că-mi vine și mie să-mi Bangkok în ea de situație. De-abia ce apucasem și noi să ne bucurăm de libertatea de mișcare, că ăștia vor să ne închidă din nou în case și în poienile cu grătar și manele din țară în perioada concediilor. Numai că stați un pic așa, să vedem care e treaba. Păi nu vă mai plângeți aiurea că deja aveți un pașaport care vă limitează călătoriile. Pașaportul ăsta nu e de carbon, e de plastic și popular e cunoscut cu numele de card de salariu. Vă limitează călătoriile la maxim o Grecia pe an dacă lucrați la corporație, iar dacă lucrați pe salariu minim, vă lasă cu pașaportul ăsta doar până la socri, în vacanța mică. În plus, care e problema dacă nu mai poți zbura cu avionul pe distanțe scurte? E vreun român care mergea cu avionul până la magazinul din colț după pâine și țigări? Toți merg cu mașina! De-aia e și amprenta de carbon cât porcul de mare de se vede și de pe lună. Luna cadourilor pentru ecologiști, adică așa s-ar vrea regula asta din UE, care îl afectează fix pe românachii al nostru, cel mai mare globetrotter cu bidonaș de țuică sau zaibăr la gât, de suc turiștii români însetați din ele, mai rău ca schiorii prinși de avalanșe de la Saint-Bernard-i elvețieni. Noi atât le cerem însă la acești băieți care impun aceste reguli. Să ne lase să călătorim măcar până în fundul curții, că altfel vom ajunge să ne facem nevoile în casă, ca la hotel. Că noi românii petrecem jumătate din viață și un sfert din concedii doar ducându-ne până la WC-ul din fundul curții, statistic vorbind, nu? Ei bine, nu. Vestea asta cu amprenta de carbon este doar o știre falsă, fraților. Nu e niciun pașaport de carbon pentru români sau altă nație din UE, e numai vrăjeală. Puteți merge oriunde vreți voi. Problema e, mai vreți? Că numai dacă ai ieșit puțin din țară când te-ai întors, nu o să mai recunoști patria de unde ai plecat, la cum se schimbă prețurile de la un timp. Ai plecat când era prețul la morcov 3 lei kilu, acum e 5 când te-ai întors. Hârtie igienică de la 15 lei setul la 25, brânza la cutie de la 19 la 29. Păi atunci, nu mai bine rămâi dumneata turist român în Bali ori în Thailanda? De ce să te mai întorci la o adică? Că acolo prețurile rămân la fel, mai puțin femeile care se fac bărbați și invers. Schimbă ăia genurile ca noi ciorapi în România. Hai, v-am pupat în inimă, a fost Tetelu cu nou fake news aiuristic. Pe data viitoare, rămâneți vigilenți!